Нырок! Bună să vă fie ziua, seara, de vineri. Să dăm un pic lumină mai multă. Noroși prieteni, spuneți-mi dacă mă auziți, mă vedeți, dacă sunteți cu noi. Și ce faceți în general voi? How are you, cum s-ar spune? Dacă ar fi eu în limba engleză instructor, v-aș întreba, how are you? Noi azi cu voi o să petrecem o oră despre social media promovare. Am câteva întrebări de la cei care ne-au răspuns la stickerul cu live. Respectiv, spuneți-mi cum voi sunteți și ușor-ușor haideți să vedem cine este aici. Și dacă voi sunteți pe subiectul ăsta interesați, dacă da, mai puneți întrebări, eu o să încerc să răspund la ele. Dați-mi câte un plusic dacă voi mă auziți. Așa. Și inimioare, desigur. Desigur că tot ce maxim puteți face voi ca followerii care beneficiază de content, de produsele noastre, de comunicarea cu mine și reciprocă, este să faci engagement, ca algoritmul Instagram să vadă că Thomasan face content interesant, dacă, și să arăte la prietenii voștri, pentru că vă imaginați cât ghine vă puteți face numai recomandând life-ul nostru. Așa, s-au pornit inimioarele, așa că blăgădarcic. Eha! Bun, spuneți-mi, vă rog mult, dacă cineva din voi, dacă voi sunteți în format de promotor, dacă voi vă promovați, sau sunteți beneficiar, nu mă vedeți reclamă. Hai, dați-mi răspunsuri în comentarii, cei care sunt acum conectați și cei care vor să discutăm pe subiectul de promovare în social media. Care este și încotro îi merge și ce putem face noi cu dânsa? Cine sunteți voi? Voi sunteți acei care se promovează sau voi sunteți doar acei care văd promovările. Cu siguranță aceștia care se promovează și văd promovările, da? Dar dacă voi sunteți și, răspundeți cu mă promovez. Dacă doar beneficiar, scrieți că beneficiez. Așa, promotor, salutare, salutare la toți. Noroc, noroc, noroc. Așa, promotor, haideți, haideți. Haideți, pe lângă inimioare. Eu înțeleg că e zi de vineri, eu testez live-urile de vineri ca să văd dacă în formatul de până la carantină live-urile de vineri mai greu merge, pentru că cam aia e oara 8, taman ideal ca să te duci la discotecă. Taman, ai făcut baie și te duci la discotecă. Dar în carantină, sau mai bine în perioada asta, post-carantin, post-middle carantin, un pic lucrurile sunt diferite. Așa. Salutare, salutare, dacă, așa, promovez, mă promovez, promovez, ok, bun, beneficiar, beneficiar, mă promovez. Cei care sunt beneficiari, vouă vă place publicitatea? Dar asta ne vizează pe noi toți. Hai să-mi spuneți, dacă vouă vă place publicitatea care voi vedeți, din Facebook și Instagram, hai să luăm aceste două platforme, sau vă enervează, sau prea multe la unii, spre exemplu, cum voi percepeți acest moment? Noi azi o să încercăm să avem un dialog cu voi, colegi, prieteni, dragi oaspeți și mult așteptați. Așa că nu ne complicăm și încercăm să dăm așa din discișoare și să vedem și să poate de făcut. Depinde ce, nu mă deranjează. Prea mult, spune Radu. Snegi spune că nu o deranjează. Doi oameni avem în live care ne aud, ne văd. Eu vreau să pornesc până să răspund la întrebările care mi-au venit în privat. Vreau să pornesc introductiv despre cum văd eu publicitatea în online ca promotor și ca beneficiar. Pentru cei care se promovează, perspectiva e una, pentru cei care sunt beneficiari, doar dacă pe voi vă enervează o publicitate sau nu este relevantă. Faceți un bine pentru promotori
Și spuneți tu Facebook asta. Voi să-i faceți și ghine și nu ghine, da? Adică voi să spuneți tu Facebook, mie nu mi-este interesantă această publicitate și aici voi o să dați notă negativă cumva publicității de targetare. Dar în același timp, vouă n-ați vă vină publicitatea asta. Adică, respectiv, dacă voi aveți posibilitate să intrați în telefon și văzând o publicitate, să clicați pe butonul din dreapta și să faceți report ad, da? Respectiv, voi o să ajutați, chiar o să vă arăt cum asta se face, spre exemplu, așa. Da? Adică dacă noi ne ducem la vreo postare și noi vedem vreo postare promovată, spre exemplu, care este ceva care nu-i caracteristic mie, care eu nu nu ar trebui să primesc sau nu știu cine, că sunt multe branduri, apropo, care tu te promovezi, sau ia că G2, eu nu știu cine-s băieții ăștia la G2, și aici, dar voi vedeți ok? Să voi vedeți cu întors. Când mie mi-arat că e întors. În colțul drept este o posibilitate să vedeți hide-ad și să ascundeți această postare și să-i spuneți de ce sau de ce voi ați decis să ascundeți. Și vă spuneți, irrelevant, sensitiv, already processed sau partial, da? Engleza mea, of. Adică voi spuneți la Facebook, îi spuneți ce se întâmplă cu partea asta de publicitate și că pe voi nu vă interesează momentul pe care amuia targetarea nouă ne dă. Adică momentul ăsta pentru cei care sunt useri este destul de relevant ca să nu faceți postări sau să nu credeți că, nu știu, promotorul, pentru că promotorul are o regulă, să arate publicitatea. Cât mai mult, cât mai bine. Eu mă folosesc de chestia asta, ca la postări din care nu știu cine se ia, respectiv, în sensul ăsta, asta ar ajuta foarte bine. Dacă noi suntem promotori, dacă noi suntem acei care enervăm oamenii, atunci fișca de promovare vreau să o poziționez în câteva perspective. Cred că prin trei perspective. Și voi pe parcurs cât stați cu mine în live sau dacă revedeți live-ul ăsta, spuneți-mi cum voi vedeți și care sunt întrebările voastre legate de business-ul vostru. Puteți scrieți întrebarea voastră genul, eu sunt Nicolae, promovez business-ul ăsta, am o întrebare, cum se poate făcut asta? Până eu povestesc, voi aveți posibilitatea să scrieți întrebarea voastră și eu case-ul vostru o să-l descriu aici. Păi iată, sunt trei mini perspective pe care vreau eu să le menționez. Asta este când noi ne promovăm la început, da? E foarte important să înțelegem. Noi suntem la început sau noi deja suntem mai de mult sau foarte de mult. Când noi ne promovăm cu buget mic, și aici nu contează, suntem la început sau suntem într-o etapă medie, când bugetul e mic, bugetul e mic. Când noi ne promovăm cu un buget mare, a treia perspectivă, și o să mai dau una bonus când noi ne promovăm pe produse e-commerce. Asta e o altă istorie, o să o menționez puțin, dar totuși este o altă istorie. Respectiv, dacă noi discutăm despre promovarea și aici promovarea nu contează Facebook sau Instagram, da? Practic o să avem aceeași abordare în contextul ăsta. Dacă noi suntem la început, ce este important de știut? Că la început, la formarea brandului, dacă voi numai sunteți la începuturi, nu m-ați creat brandul, publicitatea voastră o să fie relativ scumpă. De ce? Pentru că nimeni nu vă cunoaște. Unul din criteriile de notă a publicității este conceptul de CPM. Unul din criterii. Cost per 1000 de share. Promotorii înrăiți, o spui da, dar asta nu este unicul, cu siguranță, dar Facebook calculează bugetul sau rezultativitatea campaniei voastre va fi inclusiv prin câți oameni o să vadă. Cât mai mulți o să vadă, cât mai mare probabilitate că o să fie conversie la interacțiune. De aceea, elementul de nou, brand nou, voi trebuie să îl creșteți, să creșteți recognoscibilitatea brandului. Atunci când omul vede o postare, el o vede, vede logotipul, vede denumirea, după care el începe să citească textul. Dacă eu am văzut G2, postarea care am arătat-o recent, și eu nu știu ce ză brand de asta, eu nici nu mă opresc. Adică probabilitatea eu să clichez, să completez vreun formular, să cumpăr, este nulă, pentru că eu zilnic primesc multă publicitate. Eu am din ce alege ca utilizator.
De ce? Voi trebuie să luați în calcul că voi trebuie să vă calibrați, sunteți la început, sunteți cu buget mic, sunteți cu buget mediu mult sau sunteți e-comerț. Și spuneți-mi, vă rog mult, haideți prin cifre că vouă să vă fie mai comod, că să înțeleg cine din audiență este. Sunteți nou, e 1. Sunteți cu buget puțin, 2 scrieți. Sunteți cu buget mediu mare, 3. Și sunteți cu e-comerț. Buget mediu mare, haideți să menționăm 300 de euro plus pentru Moldova. Da? Voi în ce fel de zonă vă aflați? Și respectiv, nu uităm să facem cele mai bune cadre, să facem print screen, e ca cam hop, să facem stories și să postăm pe rețelele voastre de socializare, o să fiu mega recunoscător dacă o să mă tăguiți, o să share-uiesc și la mine. Așa că, thumbs up. Așa, 2, asta buget, buget mediu, Papuico, Papuș, Pop, Suico, sorry, 1, brand nou, Cristina, buget mic, așa, ok, mai răspundeți eu să intervin, vreau să promovez o firmă de securitate, ok, este încă cineva m-a întrebat de momentul ăsta, eu administrez grupul 1001 de rețele culinare, cum aș putea să-i promovez mai bine, ce pași să fac. Bun, amușa să ajungem și la aceste subiecte, dați să vă spun repijor fundamentul, ca voi să puteți să vă calibrați parcurs, poate unele răspunsuri o să le primiți. Păi iată, când suntem la început, practic tot bugetul nostru va fi investit în contextul de vizibilitate. Da, nu e posibil să facem și vânzări, cu siguranță să facem și vânzări dacă avem produs bun, dacă avem targetare corectă, dar oricum rezultatul va veni în timp, recognoscibilitate. A doilea situație, când bugetul este mic sau sunteți la începuturi, cel mai important detaliu care trebuie să meargă un brand este crearea comunității de consumatori care au văzut și care au cumpărat și care o cumpără încă o dată. Când bugetul este mic, nu este posibilitate să faci campanii foarte complexe. Nu este posibilitate să faci mult trafic spre site, să faci remarketing, pentru că nu aduni audiențe. Nu este posibilitate să creezi complexe canale și pe Facebook și pe Instagram, pentru că spui $30 acolo, 20 acolo, 50 acolo și nicăiure n-ați și e normal. Deci când ieși la brandul mediu, trebuie să aveți focus. O rețea socială de bază, un buget mai mare pe elementul de conversie mică, adică traficul landing sau lead generare sau message și foarte mult lucru asupra remarketingului din bugetul și-a rămas. Plusul este că voi nu mult trafic ați generat și atunci în audiență nu mult sunt, dar sunt. Și atunci voi cu 10-20 dolari puteți lucrați în remarketing. Și cu clienți existenți. Aici lucru va fi pe clienți existenți. Noi am avut săptămâna asta o întâlnire cu un client care vrea foarte mult să-l știe tătă Moldova și am mai avut situații de astea și asta este o dorință normală, dar avem un buget de 200-300 de euro. Asta e ireal, adică aici în contextul care vreau să-l spun este scopul. Deci aveți în vedere că scopul vostru la formula de brand mic nu este să fiți global, să fiți în tătă Moldova, să fiți în tătă lumea. Adică voi când vă calibrați că sunteți mediu-mic, atunci voi trebuie să știți că voi ați lucrați pe un segment foarte, foarte îngust. Deci publicitate o să fie mai mult message, o să fie mai mult video views, o să fie mai mult click spre site, dacă aveți un landing page, nu site, că site-ul acolo iarăși trafic o să se împrăște în majoritatea brandurilor așa din experiență. Un landing page tematic care să genereze vreo 500 de întrebări și din trânsul vreo 5% se completează, 10% se completează și vreo 25-35% se cumpere dacă produsul este mediu scump, dacă este ieftin, poate mai mult se cumpere. Adică elementul vine de conștientizare. Când avem buget mult, atunci must have, voi să aveți ecosistem complex. La elementul mediu, neapărat voi trebuie deja, când aveți cheltuială mai mare de $50, voi trebuie să operați cu business manager. Voi trebuie să aveți instalat Pixel-ul pe site. Voi trebuie să instalați Google Analytics pe site. Dacă acum vă ascultați aceste cuvinte, reascultați-le în live și
notați-vă sau scrieți-mi și creați-vă aceste momente. Dacă voi nu aveți Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Yandex Metrica, pagina de mulțumire de la Facebook Pixel, audiențele care se strâng în baza comunicării voastre, voi, și asta este atunci când aveți bugetul mai mare de $50. Deja puteți să lucrați cu ecosistem mic. Când mergi în ecosistem mare sau e-commerce, acolo sunt evenimente. Acolo sunt elemente foarte complicate la nivel de conversii personalizate. Exemplu deseori, răspuns și în curs și în exemplu de remarketing, când voi vă duceți pe AliExpress, vă uitați la husă și pe urmă veniți pe pagina de Facebook și de urmă vin fix husele și ele, fix culoarea și ele, fix modelul și ala, câteodată și mai ieftin chiar. Iar pe acasă e remarketing, asta înseamnă că voi ați intrat pe site, acolo a stat Facebook Pixel, Facebook Audiențe și ei au creat o audiență și au setat publicitate. Majoritatea afacerilor, perioada de decizie este nu momentană. Deci nu ai văzut și gata. Dar este în termen. De aceea voi trebuie să luați asta în calcul și trebuie să încercați să obțineți rezultat în baza nivelului în care voi sunteți. Nu puteți intrați în e-commerce fără un buget de 1000 de euro pe lună. Pe Moldova, minim. E-commerce înseamnă online shop. Adică nu are sens cu 200-300 de euro tu stifâță să-ți intre la tine 1000 de oameni. E-commerce-ul, achitările online în care nu este manager, el adaugă în coș, faci check-out-ul, cumpără, trebuie trafic. Trafic și analitică. Trafic și analitică. Și diversificarea canalelor. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, presă, televiziune, diversificarea canalelor și să numărați de unde vine publicitatea de bază. Haideți să, până mai merg în exemple, să mai răspund la ceva întrebări. Bună, croștiți gentuții, sunt la început, dar fiind faptul că handmade nu este pentru toți, nu la toți le place și nu este ieftin. Caterina Bags, elementul de handmade încă mai este popular, nu e așa popular cum a fost după mine, un an jumate, doi în urmă, când amuia și la spad merge eco și restul momentelor este. Dar problema gentuțelor scumpe handmade este în nume. Fetele, din urmărirea pe care noi o avem în promovarea produselor și a serviciilor, majoritatea fetelor care cumpără scump, cumpără brand. Sau cumpără calitate. Calitatea o dictează recomandările și creatorul. Adică dacă iese, eu aducem exemplu la un curs recent noi am avut, eu am geantă, cum îl cheamă, Vitalie Burlacu sau cum îl cheamă, pentru care face genți din piele pentru bărbați. Am mai nou, am înțeles că face și pentru fete. Și exemplul era că cineva făcea toți genți și erau din alte produse, nu erau concurențiali. Dar fetele mai mari încredere au în numele ăsta, brand, decât în alt nume. De aceea ai două căi. Unu, sau tu creezi un nume, un brand, care va însemna ceva și tu vei trebuie să ții vreo 3-6 luni de zile în care să faci videouri, în care să filmezi clienții tăi, în care să filmezi expertiză, să faci live-uri, în care să arăți cum tu asta faci, de ce ațele tale nu sunt toxice, cu poate să mănânci și copchii geanta asta. Adică, de ce la tine este produsul scump, pentru că el este calitativ. Sau produsul tău este ieftin. Da, și aici nu necesită brand, adică poți intri pe AliExpress și îți iei un portmoneu cu $2. Păiatnă că asta nu-i Gucci, păiatnă că scrie G pe dânsul. Dar nu poți să vinzi, după mine, produse scumpe pentru o categorie de oameni care conștientizează că scump, asta înseamnă calitate sau brand. Iar calitatea ei nu a văzut-o la tine, ei au văzut numai poza și prețul. Iar brandul nu este format, da? Respectiv, aici elementul vine că trebuie de lucrat la momentul ăsta. Live-uri multe, mult video de expertiză, blog ca instrumente, postări despre cum faci, ce faci, din ce faci și inclusiv promovarea acestor postări organic, nimeni nu o să vadă postările tale. Respectiv, trebuie să promovezi aceste lucruri ca să fie, sau scobări prețul, să schimbi produsul, poate tipul ăsta de genți. Spre exemplu, eu știu genți, nu știu dacă e din seria asta, Caterina, corectează-mă, dar, spre exemplu, Ana Irina, da? Ana Irina are genți împletite. Eu știu că ele nu sunt ieftine. Ea vinde aceste genți puțin în Moldova, e mai mult pentru export, chiar din câte, așa, într-o discuție, o aveam, mă ating, spre
Italia avea export sau planifica export. Adică categoria produsului Ana Irina este calitate, argumentată prin brandul ei personal și ieșirea la o piață care are nevoie de această calitate. Eu nu știu dacă concurați voi sau dacă este despre aceeași direcție, corectează-mă, dar momentul vine că eu o să aleg Ana Irina, nu pe tine, pentru că acolo sunt mai multe argumente la creierul meu ca consumator. Dar aici mi-a făcut o analiză. Aș dori să aflu cum ar fi mai eficient de promovat domeniul asigurărilor. Ania, asigurări ce? Sau ele sunt multe? De viață, de imobil, de ce asigurări? Dă-mi mai mult detalii, te rog. Așa, mai erau niște întrebări sus. Eu administrez un grup pe acasă de 1000 de rețete de culinare. Cum aș putea să promovez mai bine? Ce pași să fac? Nectaria Bogdan. Am crezut că nectarina. Aveți zic, și nectaria nu-mi e frumos, dar nectarina ar suna așa mai fancy pentru un blog culinar, da? 1001 de rețete culinare. Care este, eu o să vă dau întrebări și vă rog mult până ați găsit altă întrebări să-mi răspunzi. Care este scopul de ce tu ai creat acest blog? Și vrei tu de la dânsul? Te rog. Iar eu o să caut altă întrebare, vreau să promovez o firmă de securitate. Dima, securitate, te rog frumos, Dima, scrie-mi ce securitate? Securitate casă, în sensul ca un fel de GCC securitate, oficii, casă, în sensul ăsta securitate sau securitate, da, care încă poate fi, da? Adică, cum se numește compania ta, spune? La securitate. Iar eu mai caut niște, așa se vede. Așa. Ok, hai să mă dacă ați răspuns sau nu. Casco, bunuri, medicale, în general, toate. Aha, Ania, nu-i răspuns. Da, deci momentul de asigurări, casco sau bunuri medicale de viață, spre exemplu, trebuie să le iei pe nișă. Promovarea asigurărilor deseori, în anumite nișe se face prin recomandare, adică, la ce mă refer? Când eu m-am dus să-mi cumpăr mașină, mie compania de vânzare mi-a propus 2-3 firme de asigurări. Dacă eu niciodată nu mi-am asigurat mașina, eu nu mă informez mult sau eu nu am informație multă despre asigurări. Respectiv, în contextul ăsta, eu sunt foarte manipulat. Și o să-mi spun așa și eu. De aceea, când noi vorbim de ca mașini, acolo trebuie să lucrezi pe B2B. Trebuie să creezi un brand puternic și să lucrezi prin B2B la nivelul de managerul să-mi recomande mie ca client. În medicină, deseori ați văzut chestia asta, când vii la medic și medicul îți spune du-te la Hipocrates și e naftalgenolizin, da? Adică elementul ăsta vine în B2B. Dacă, și aici atenție, dacă voi lucrați cu oameni care vă recomandă, iar brandul vostru nu este vestit, atunci chiar când să-i recomande, gen, du-te la clinica Păvărlușa din Vale și ia asta. Păi eu a să mă întreb, dar eu pot să iau de la altă clinică? Dacă el spune, du-te la Farmacie Familiei. Apoi eu, ok, eu știu și asta Farmacie Familiei, eu știu că am mai cumpărat, adică eu îi cunosc. De aceea gradul de conversie crește dacă voi lucrați la branding, la nume. În formatul ăsta. Dacă noi vorbim de asigurări de viață, aici este o problemă după mine. Eu vreo 7 ani în urmă am nimerit la niște oameni care au zis hai să asigurăm viața și am plătit vreo 2 luni de zile. Pe urmă am încetat să plătesc. Am impresia că business-ul este pe asta trăiește, pe deal de mine care plătesc 2-3 luni de zile și pe urmă nu mai plătesc și banii nu îi întorci pentru că n-ai îndeplinit condițiile contractuale, dar după mine asigurarea de viață pentru noi este contextul cultural. Și aici pentru toți, asta este un atu la nivelul să atrageți atenția. Când vindeți produsele și serviciile voastre, gândiți-vă la contextul cultural. Gândiți-vă dacă oamenii, societatea, conștientizează și înseamnă asta asigurare de viață. Sau și înseamnă asta mobilă din bambus pe două șuruburi. Adică oamenii vor divan, oamenii vor stencă, da? Și ei mai ușor să cumpere divan și steng și cuhne cu două etaje decât fanșuiscaie. Sunt și de niște care vor fanșuiscaie, dar ei sunt mai puțini. Și asigurarea de viață, după mine, este un așa criteriu în care societatea noastră încă nu conștientizează importanța, necesitatea, care societatea? Eu nu înțeleg.
și mie nu știu ce argumente îmi trebuie și câte, ca eu să mă conving să plătesc câte 200 de euro pe lună, ca peste 10 ani de zile, sau în caz că o să mor, soția mea să prinească 300 de mii, sau copiii mei o să prinească, când o să împlinească 18 ani, un nu știu ce. Că eu asta am acceptat. Deci ea, cu siguranță, la produsul ăsta de asigurare de viață și la produse complexe, trebuie să vă gândiți cum puteți să mă educați. Educația de piață. Uitați-vă ce de bine s-a educat piața cu carantina la nivel de cumpărături online. Noi, mai timp încă vreo 3 ani de zile, avea să batem pe loc dacă nu era carantina. Noi nu avem să facem, să cumpărăm online cu cardul, noi nu avem să fim atât de receptivi la livrări online, noi nu avem să facem e-commerce-uri, noi nu avem să discutăm subiectele astea. La noi pe data de 10 de la Camera de Comerț avem un training pentru proprietari despre digitalizarea afacerii și vânzările în e-commerce. Așa subiecte nu se cereau înainte. Deci contextul cultural stă inclusiv la fundament. Așa, nectarie. Să promovez arta de a găti gustos, de a face bani din reclamă produselor culinare. Eu am deja 5 ani, abia am început să cresc organic, este în Facebook. Dacă vorbim despre culinar, acum exemplul cel mai bun este Tasty. Da? Tasty a făcut o fișcă. În culinărie și în arta vorbirii, de acolo este arta vorbirii și to-do-ului, este fișcă. Trebuie să ai o fișcă. Jamie Oliver avea Naked Chef sau chestia asta și eu îl urmăream pe Jamie Oliver și steak-ul de la dâns m-a învățat să fac. Adică elementul vine că nu doar, pentru că să mă învăț să fac mâncare, eu pot de pe oriunde. Eu pur și simplu întru cum să prăjești cartofile în YouTube și de figa să-mi dai cum să prăjești cartofile. Tu trebuie să ai ori o tehnică, ori un nume, ori o tehnologie care să te deosebească de toți, care să facă ca eu să ascult, sau formatul cum tu predai. Și monetizarea este o chestie foarte mică. Mie îmi pare că pe asta foarte puțin bani o să faci, cel puțin în Moldova, dacă ești pe România, poate șansele cresc, dar elementul de audiență nu este flămând de informații culinare. Trebuie să găsești soluții să te deosebești. Spre exemplu, să faci inserții sau să faci mâncare cu blogeri care îți fac o vizibilitate mai mare. Să le plătești lor bani ca ei să vină la tine în emisiune și tu să faci cu dânșă mâncare. Sau să te înțelegi cu dânșă. Sau să dai mâncare după asta lor. Că blogerii tot nu-s bogați. Și în sensul ăsta în momentul vine că reason why. De ce eu trebuie să te urmăresc pe tine? Pentru că tu gătești bucate diferite, pentru că tu gătești, spre exemplu, mai tare popular, chiar și același Tasty, bucate repede. Da? Dacă intri în TikTok, foarte mulți în TikTok au început amuia să gătească mâncare. Mai mult că atât, ei nu gătesc, tăiem cartofiul, dar cred că ați văzut, dați un plusic dacă ați văzut o chestie din seria asta, când de astea, repede, tip, abrasaiem cartoșcu, amestecăm, amuia, gata, e gătova. Adică nu este contingentul de mult, adică oamenii să vadă ideea. Să vadă că e posibil de făcut tartine cu cașcaval, cu parmezan și tot asta în microunde, în 2 secunde, ai o tartină gustoasă. Respectiv, trebuie să vezi inclusiv formatul. Eu nu am văzut blogul tău, dar optez pentru momentul că contentul nostru, produsul nostru, trebuie să fie diferit. Pur și simplu pentru că tu vrei, nu cred că asta îmi trebuie mie, adică consumator. De ce eu trebuie să te urmăresc pe tine? Și asta pentru toți e valabil care ascultă acest live și care îl revăd momentul de tu creezi, ok, asta e dorința ta, eu, tu m-ai întrebat pe mine ce vreau eu, cum vreau asta să se întâmple, sau tu asta îl faci la nivel de hobby, el nu-ți ia mult timp și poate într-o zi cineva să te observe și o să meargă. Spre exemplu, noi am avut studenta noastră la cursuri, Bobu Verde. Ea creează inclusiv culinare momente și ea o luat o filieră, așa, și ce tot e important, e o filieră, ce ești tu? Ești vegan, ești desertnă, ești meat,
Ești atâșamuie, am văzut că interacționează des cu metro, la anumite inserții, face diferite micuri dejunuri, adică ea trăiește cu asta, de aceea tu trebuie să dezvolți personal branding-ul și asta este o chestie pentru toți valabilă. Voi priviți oamenii pentru că ceea ce fac ei este nu unic întotdeauna, practic, deseori, dar voi primiți că omul este face acest lucru. De aceea mie mi-ar fi interesant să privesc despre cum face mâncare cineva care mi este interesant în primul rând ca om sau ca personalitate, după care își faci și el. Pentru că dacă eu am nevoie concret de partea tehnică, cum să fac un borș, atunci eu mă duc în Google și cum să faci un borș, că iată și pe desene se poate de-l făcut. Așa că sper că a fost relevant cumva. Așa, Montana, brand de lux made in Italia, brand nou pe piață, îmbrăcăminte pentru bărbați. Brand nou pe piață, îmbrăcăminte pentru bărbați. Complicat, cu bărbați lucrați cu femeile. Cei care vor să lucreze cu femei, cu bărbații, trebuie să lucreze cu femeile. Bărbații, de fapt, iarăși la elementul de cultură, nu se preocupă de înfățișarea lor. Și când vorbesc despre asta, nu vorbesc pe general, da, că nu se ocupă, dar noi vorbim de vânzare, business. Business ăsta nu este 5 oameni cu mătri de voștri care voi știți. Business ăsta nu este 3 care întâmplător au intrat sau 2 care voi știți că e uhajene snog da golov. Business ăsta este mass market-ul. Ți trebuie sute, mii de vânzări pe an, respectiv găsești mii de bărbați care se trezesc dimineața și se gândesc că mai eu ăsta nu merge cu blugii ăștia. La bărbați e o altă chestie. De ce? Se lucrează prin femei, se educă brandul și femeile pot atinge acest context. Inclusiv și bărbații o să reacționeze. Dar femeile trebuie să știe de voi. De ce? Iarăși, recunoștibilitatea brandului sau prețul. Când voi aveți un produs, voi trebuie să vedeți cu ce voi vă deosebiți. Voi vă deosebiți că sunteți tare accesibili și la accesibilitate nu întotdeauna trebuie nume, sau voi sunteți scumpi și atunci iarăși trebuie nume ca la bag-uri, inclusiv la haine e același lucru, ca la bag-uri voi trebuie proof, social proof, că voi sunteți calitativi, că voi sunteți, că cineva încă vă mai îmbrăcat și a doilea moment este că voi sunteți vestiți, Zara, da? Zara, mulți vor să cumpere de la Zara că asta e modnă. Și eu când mă duc la Moscova, eu intru neapărat la Zara, asta este neapărat, eu trebuie să intru și pe acolo, chiar dacă eu pentru mine știu și recunosc că Zara câteodată este mai trash decât la Waikiki, da? Respectiv, în diferite contexte culturale, brandurile se deschid diferit. Magazinul CC de la noi, de la Moldova, cu încălțăminte, eu niciodată nu am cumpărat de acolo încălțăminte și nici nu-s provocat. Mie îmi pare că încălțăminte și ea nu-i calitativă. E că eu trec pe lângă magazinul și eu întotdeauna și mă uit... Sau, spre exemplu, chiar la Shell și Waikiki, nu cumpăr, la copii cumpăr. De ce? Pentru că știu că peste o lună de zile să crească chișorul adânșă sau să rupă, adică eu nu pun accentul pe comoditatea lor. Trebuie să recunosc și pe calitatea purtării, pentru că dacă ar fi să mă gândesc și ar fi pentru mine asta important, eu aș cumpăra ceva care e, nu știu, termodinamic, da? Dar eu iau încălțăminte, niște șleopanți. Deci eu știu că șleopanții ăștia sunt pentru două sărituri de pe gard și 3 chiroane călcate și 2 chetre bătute, deci n-are sens să le cumpăr brandului, că oricum duc la bunica. Și atunci eu optez pentru anumite branduri. Brandurile care spun noi suntem cei mai calitativi, noi suntem din Italia, noi suntem tare scumpi și pe noi e că aici e discutabil, pentru că pentru voi așa credeți. Eu așa nu cred. Eu n-am trigger. Noi am avut în cursuri, noi avem în clienți oameni care vând încălțăminte pentru copii, oameni care vând haine pentru dame, oameni care... Și diferit este. Dar în mare parte, totul, diferența dintre business-uri, eram fondator. E ca o chestie care eu am văzut-o și care pot să confirm că business-urile se deosebesc după fondator. Fondatorul este vectorul care spune, că aici facem reducere, acolo vinde mai mult, aici băgăm influencerul, aici facem stilajul verde și asta lucrează. Publicitatea este un lucru care voi trebuie să știți că el este forma prin care tu iei obiectul tău și-l arăți la mai multă lume. Dacă acest obiect nu are un logotip recunoscibil, nu are o imagine bună, nu are o reputație corectă, atunci tu o să arăți cacașca asta la 100.000 de oameni, dar nu la 5.000 care trece pe lângă ușă.
Și asta nu concret despre brandurile voastre, dar așa ca idee. Spre exemplu, un exemplu legat de haine și de branduri de, din seria asta modă, mie îmi place exemplu cu Ted Lapidus. Eu nu cred sau nu pot confirma că Ted Lapidus este super calitativ. Eu nu pot confirma că Ted Lapidus este the best of the best. Eu nu cumpăr de acolo nimic. Dar un lucru important mi-e îmi place și eu îl spun în curs și îl repet deseori. Ted Lapidus este împachetat corect după mine. Hainele acolo sunt scumpe și par a fi calitative. Brandul la mall, spre exemplu, e împachetat de la ușă, că tu te tini să calci acolo pentru că îi diznai cât a scos te intrat. Păi nu îți dai voie să ieși. Deci la de fapt, tu poți treci pe acolo și dacă ohranica îți spune, da, dar voi n-ați cumpărat nici, tu să-i spui, du-te, voi de aici, care-i cumpărat, hai te rog frumos, te-ai văzut și aici. Adică nu că nu e rău să nu-i bine, dar la nivel de comparație, împachetare e foarte complexă și brandingul este diferit. De ce poți fi atât de fapt și haine mai bune ca la Ted Lapidus. Deci împachetarea lor, mie îmi pare că e piața centrală o leacă mai ghine, nu că o leacă, dar cu mult mai ghine împachetată. La nivel de calitate a produselor, e ca așa acolo niroasă, se vede, e ca așa eu văd, e subiectivă. Poziția nu trebuie să fie, nu e atac către fondatori, business sau alte chestii, e urmărirea mea ca consumator și ca promotor care creează strategii de poziționare a produselor în piață. Deci aia, nu știu dacă voi așa vedeți lucrurile. Zara este fast fashion, dar asta o să preferă brandul. Posibil, da, posibil aveți dreptate. Așa. Haideți, ce faceți voi? Mai sunt? Poate n-am răspuns la ceva întrebări. Așa, să mă uit prin... Dar voi acum cu ce vă ocupați? E că voi mă... Și nu aveți ce faci? Și stați în live? Dacă totuși stați în live, faceți un story, că eu după asta să mă bucur că să văd cine a fost concret. Eu pot să văd în poză, dar să vadă o țară întreagă în momentul ăsta. Așa, să văd dacă mai sunt... Acolo este, în telefon este și jos o chestie cu semnul întrebării. Și dacă voi aici scrieți întrebarea, ia scrieți cineva o întrebare să vedeți cât de frumos apare întrebarea voastră și văd toți oamenii și văd ID-ul vostru și poate vă foloiască. Ia scrieți în cineva o întrebare ca să... să testăm acest instrument, pentru că live-urile sau Instagram au creat acest instrument anume ca să fie folosit în live-uri întrebările prin acest trigger. Nu comentează aici mesajul, dar alături unde este așa un semnul de întrebări și parcă sunt niște cartonaș. Încercați să scrieți acolo ceva ca eu să pot să văd acest scrisuri. Haideți. Să testăm un instrument nou și interesant. Așa, dați-vă văd ce ați mai scris voi la întrebările voastre legate de partea de promovare cu asta, momentul de genți. Știu că a fost întrebarea asta recent, ea a fost, dar mai erau vreo două, trei întrebări legate de promovare. Aș vrea să le expun pentru că oamenii s-au sesizat și au comentat. Așa, să văd ce mai scrieți voi. Se deconectează, da, o să încercăm să salvăm. Se promovează arta. Ok, bun. Înseamnă că eu practic am răspuns la toate mesajele voastre de acolo. Cum viața? E ca aici e nou, e ca așa un... cineva o testat și întreabă cum viața. Cum să răspunzi la așa întrebare? Cum viața? Știți, pentru mine momentul de... e cât așa, da? Cum viața? Vedeți ce de frumos? Tătarul Damian. Așa, King, salut, King. Cum viața? Eu, în general, mă bucur că săptămâna asta s-a terminat. Săptămâna asta a fost așa de ușasnă. Pentru mine a fost foarte complicată. Noi suntem într-o perioadă interesantă, dar complicată. Și o să fie mai bine. Carantina, știți,
Eu am impresia că sunt câteva perioade pentru afaceri în proces de carantină. Prima asta când încă nici nică nu se știe, și tipa ha 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 ha, și pe urmă când hop ne-a pălit și amăia când ei continuă. Apoi că mai suntem într-o stare în care noi știm că e n-ați termine, noi știm că minusurile care s-au format de 3-4 luni de zile, de neachitări, de întârzieri, de nevindere, stocuri nevândute, procese nefinisate, e ca muia ne ajungi de urmă. Și asta e cel mai piceană. Deci viața e complexă, dar cu siguranță zilnic comunicăm cu antreprenori și vedem că trăiești. Vedem că trăiești. Oamenii, o urmărire interesantă am avut, am fost la Daniela, la Iconi One, i-au deschis magazin de haine, Premier, ca se cheamă, la Atrium. La Atrium și eu mergeam spre Atrium și întrebam oamenii în stories, cred că cineva din voi și-a răspuns, cum credeți, să ne reabilităm sau nu? Apoi că mai mulți oameni au zis că șansă puține să revenim la normal în curând. Adică ce spune asta pentru voi cei care vă promovați? Ce date mie îmi dau aceste voting-uri la care sunt mega recunoscător că voi participați? Este faptul că dacă noi credem că noi curând nu ne vom reabilita, atunci creierul nostru nu este deschis să iasă afară și să ducă la magazine, să ducă la restaurante. Terasele doar sâmbătă și duminică sunt pline, în timp săptămânii sunt mai goale. La amiază am fost azi să mănânc, o terasă era liberă, care de obicei era full, puteai să nu găsești loc. Adică noi încă nu ne-am deprins nici de faptul că suntem în carantină și nici de faptul că ne-a dat voie să ieșim. De ce afacerile au beneficiat de cumva un plus în sensul ăsta, dar în același timp destul de pesimist este momentul cu oamenii nu sunt gata să dedice la afacere prea mult atenție. Totul se vine, totul se gine, da. Așa, e că aici este o întrebare. Aici este o întrebare. Margarita ne întreabă. Așa. Margarita, tricouri cu imagine simbolistică, pe ce strategii să mă axez pentru a deveni familiare oamenilor aceste produse? Tricouri cu imagine simbolistică, Margarita, în general, fișca cu tricourile, pe de o parte, zăiejnă e tema, da? Adică era o chestie vreun an în urmă, când s-a început valul, multe branduri care nici nu aveau nici treabă cu partea de maiouri, și-au lansat business-uri cu diferite fraze, sunt branduri care au cu diferite imagini, este mai pastelate, maiouri albe cu chestii. În promovare eu aș folosi elementul de context de vârstă și gen. Adică, dacă maiourile tale sunt, spre exemplu, nu știu, imagine simbolistică, zodii, nu știu, dacă da, atunci tu poți să arăți, știți publicitatea asta, când vedeți maiouri și pe dânsul scrie ce-ai născut în luna mai, stare maladeț, da? Și vezi tu și spui, dar păi eu sunt născut în luna mai. Asta nu e nică magie, asta este o chestie foarte simplă care se face la nivel de targetare, la comportament, la date demografice ale toți cei care sunt născut în luna septembrie. Sau dacă tematica este mai specifică, atunci pe industrie mergi. Dacă, nu știu, ești în astrologie, atunci duci la cei care lucrează în domeniul astrologic și arată-le lor. Adică în promovarea de publicitate, una din strategii care poți este să targetezi pe subiecte care merg care se unesc, se pupă. A doua strategie care e Vernicova e și care precis ea este ca moment de eficiență este influence marketing-ul. Pentru multe afaceri știm mulți că oamenii cumpără de la oameni, știm că oamenii au încredere în oameni și chiar dacă vă pare că da, influencerii ăștia nu știu și nu știu cum, oricum influence marketing-ul va face o vizibilitate mai mare a produsului sau serviciului vostru. Voi să dați 100-200 de euro pentru un influencer, în publicitate pe voi să vadă 70.000 de oameni, dar dacă voi să lucrați cu influencer, voi să aveți vreo 1.000, 2.000, 3.000 de treceri către contul vostru și, nu știu, iarăși check-ul, depinde cât costă mai eurile astea. Deci eu aș merge pe două criterii. Primul, în ce context eu pot folosi aceste maiouri?
și să le promovați targetat. Și a doilea, vizibilitate față de brandul vostru și față de majorul vostru prin influence marketing. Așa aș vedea eu primele încercări. Cu siguranță poate de mai gândit și de văzut ce și cum. Așa. Bun. Colegi, prieteni, mai sunt întrebări? Any questions? Sau no questions? Așa, Niculcea, aș vrea să-mi răspunzi. Cum la tine? Asta ai avut în vedere, Niculcea. Cristina ne întreabă. Cristina ne întreabă un lucru interesant. Dima, cum aflăm dacă ideea noastră este genială? Cristina, ideea nu este genială. Ideea este idee. Și mai mult ca atât, pentru ca să vinzi mult și pentru ca să aduci bani, nu este necesară o idee genială. De ce? Pentru că geniul înțelege pe geniu. Și dacă ideea este genială, doar oamenii geniali o să înțeleagă. Dar noi toți știm că noi suntem oameni simple, care avem potrebnosti pit, cușăt, cacăt, adivață, jit. De ce? Mai ales în perioada critică, oamenii se gândesc cam la lucrurile de bază. În perioada critică de pandemie, e părerea mea. Eu, în primul rând, mă gândesc la partea existențială. Eu mai nu mă gândesc la haine și, da? Adică pățineu și, dar eu mă gândesc la basic. Și dacă acoper basic-ul, pe urmă mă gândesc la și. Chiar dacă înainte, cumva roata așa merge repede, că eu mă gândeam câteodată înainte, spate, hai ca să vină de acolo, și pe urmă. Dar măi, tu nu știi dacă ați vină de acolo. Și în astfel tu ești limitat în context de acționare. Deci ideea este idee, ea trebuie supusă testării și crash testului, cum s-ar spune. Da? Dacă asta este idee de afacere, atunci trebuie de la 1 la 3 luni de zile ca să o testezi și să vezi dacă trebuie sau nu. În prima lună poți să vezi dacă este o vânzare, deja înseamnă că se merită. În 2-3 luni, 6, tu o testezi pe scară medie, pe urmă măștabezi dacă ai resurse și capacitate să o mărești. Ideea nu este rea, ideea este întotdeauna idee. Ea poate să nu fie într-un context și într-o chestie de timp, foarte importantă. Apropo, e ca mâia valorile este mari cu giveaway-urile și concursurile. Noi, este un cont în Instagram, puteți verificați, Talmazan Giveaway, așa se cheamă. Talmazan l-a făcut, el tot numește Talmazan acolo. Noi am făcut asta câțiva ani în urmă. Nu a mers. Pentru că eu, făcând Master MBA în Moscova, concursul este de give-uri deja de 5 ani de zile se fac. Și acolo asta deja a trecut valul de hate care la noi mai este și a mai e tot enorm. Și la noi tot așa e gine. Și acolo se făceau și colegii de la facultate de Breasla spun, încercați și la voi, noi am făcut, nu a mers. Este vorba de timp. E vorba de timp. Deci foarte multe idei mor pentru că prea repede s-au născut. Sau prea puțin aer le s-au dat, sau prea repede. Dar asta e o experiență și noi ne asumăm. Așa. Ce mai este? Mersi de live. Am făcut update la toate jargoanele. Așa. Așa, Nectarie, mulțumesc pentru sfaturi. Nectarie, succes și dacă ai mâncare gustoasă, atunci pe tine să te găsească oameni. Este inevitabil asta. Așa, încă mai este încă o întrebare de la Nectarie. Cum să facem să devenim mai vizibili pe Facebook? Mă refer la grup. Cum să promovezi grupul? Grupul este o chestie foarte diferită, foarte diferită. Dacă grupurile au două probleme. Prima este că oamenii au venit din anaclasnici și au făcut grupurile cumpăr, vând, schimb, amu gratuit, numai ei și au adăugat câte 60.000 de oameni și sunt aplicații care postează în 200.000 de grupuri concomitent. Grupurile sunt moarte, de fapt.
A doua perspectivă este grupurile sunt foarte eficiente. Dacă voi le dezvoltați cu oameni vii, dacă voi sunteți moderatori și moderați grupul și grupul închis, dacă informația este utilă, filtrată și foarte relevantă. Sunt grupuri tematice, contabili, social media manager, artiști, oameni, respectiv aici trebuie să vezi ce. Eu am încercat nu odată. Foarte mult timp îți e dezvoltarea unui grup. Eu admir oamenii care au grupuri mari și care reușesc să facă engagement. Chiar în industria noastră este Vadim Cușnir, era grupul social media în culise. Just pălărie pentru timpul care îl dedică și cum formează el grupul ăsta. Eu nu pot. Eu n-am răbdare, timp, creier, nu știu ce n-am, dar ceva nu-i. Și aici trebuie să fiți gata. Când vă apucați să dezvoltați grup, asta nu e pur și simplu să creezi un grup și aștept să vină oamenii. Asta este o muncă asiduă, continuă și nu neapărat întotdeauna este eficientă dacă n-ai făcut-o la maxim. Deci asta este de știut. Olesia întreabă ceva. Olesia ne-a întrebat. Olesia, încerc să găsesc comentariul tău. Se încarcă aici un pic programă. Așa, dar până acolo se încarcă, eu văd mesajul tău. Olesia Pereu, salut! Cum credeți, în 2020 are rost de lansat afaceri în beauty business? Am în vedere restricții și controle. Olesia, eu cred, dar părerea mea foarte subiectivă, că... poate găsesc... Nu găsesc. A, că nu a scris, Olesia, n-ai scris în întrebare, dar nu pot să scot la iveală. Ok, eu cred că, în general, domeniul beauty este unul destul de întrebat. Solicitări sunt la el, de ce și concurența a crescut tare mare. Lansarea afacerii în beauty nu este atât de mult restricționată de carantină, pentru că fetele, din urmărirea care noi am văzut-o în industriile paralele, sunt predispuse să comande online șampon, creme, pentru că nu trebuie să guști. Tu oricum nu duci la magazin, tu consulți, este consultantul care spune da, pentru tenul subțirii sau cum acolo, întunicat, pentru 30+, 75-. Adică, industria beauty, dacă vorbim, dacă eu corect am înțeles-o, beauty-le, de produs, beauty de produs. El nu, dacă vorbim de beauty de saloane, de frumusețe, atunci aici este elementul cu siguranță supra-solicitat. Meșteri puțini, astea sunt problemele care noi le-am văzut la clienții noștri. Meșteri puțini, client, dacă serviciile, vrei să faci business din asta, serviciile trebuie să fie mediu plus, nu trebuie să fie ieftine. Serviciile scumpe, iarăși revenind la așteptarea clienților. Ei se duc la un salon de Cristi Ruș, deși pentru că este Cristi Ruș, pentru că salonul arată frumos, pentru că chiar dacă știu că o să plătească de două, nu știu, de două ori sau nu știu de câte o dată, jumate sau o dată mai mult, ei știu că acest serviciu o să fie relativ calitativ și brandul răspunde pentru calitate. La salonul Mirabela nu o să te duci pe pricing-ul Cristi Ruș. Și respectiv că aici este vorba de pentru ce fel de target tu vrei să lucrezi. Tu vrei pentru dame care să îngrijesc și să îngrijite și să le place să dedice și au capacitate, timp și posibilitate, deci timp să ducă în saloane odată în săptămână și își fac coafură în fiecare zi sau periodic. Sau vrei pentru oameni, fete, care se duc de sărbători și se duc atunci când trebuie pentru o ocazie specială. Trebuie să recunoaștem, sunt două targete și aici n-ai încotro. De aceea, momentul de trebuie sau nu, tu trebuie să știi. Pentru că tu ai făcut o analiză și ți-ai spus că muiei seama tot vremea. Sau, nu, eu, pentru că oamenii de obicei fac business-ul după dânșă. Eu, spre exemplu, când am pornit cursurile, școala, eu am pornit la nivelul meu. Eu eram mititel și la cunoștință și la capacitate de comunicare și la capacitate de relații, networking. Și eu așa făceam podpolnă. Pe urmă, eu când am crescut, mi-am dat seama că eu amuia, dacă amuia să deschid, eu am deschid ceva numai foarte mare, foarte scump, foarte calitativ și pentru o audiență tare specifică. Eu nu vreau, spre exemplu, audiența Piața Centrală.
chiar dacă noi suntem și la Piața Centrală și la Porsche, același om. Că eu vorbesc prin branduri, că voi să vă dați seama categorie. Nu luați în calcul rasismul sau sexismul sau culturalismul sau cum se mai spune. Adică în marketing trebuie să vă învățați să operați cu faptul că audiența nu este conversională, audiența este de Piața Centrală sau audiența este de mall sau audiența este scumpă sau ieftină. Asta e marketing, nu este părerea mea despre oameni. Respectiv, în contextul ăsta, când noi vorbim de industria beauty, ei multă, și iarăși oamenii trebuie să aleagă de ce la tine, pentru că ai un specialist bun, pentru că ai prețuri pământești, pentru că poți oferi client service și lucruri cu influenceri va fi un flux de bază în industria beauty. Dacă ceva încă specificări lasă el la, la întrebarea ta, să-mi spui, te rog. Ilie mă întreabă ceva. Ilie ceva mă întreabă. Ce părere ai despre deschiderea localurilor de banchete? Ilie, eu din păcate nu decid nică, dar știu un lucru, că acest business a suferit extrem de mult. Eu afacerea mea am început-o cu agențiile de nunț, agenția special.md, așa cum încă este, și banchetele, din păcate, au nimerit în nișa în care ele au suferit foarte mult. La fel cum, apropo, foarte multe business-uri au nimerit în nișa în care ei au făcut app de șela disticratne, stocratne, spre exemplu Zoom-ul. Da, nu e moldovenesc, dar aplicația Zoom, toți o știți, precis că o aveți instalată. Voi n-aveți să o instalați, chiar dacă ei este de mult. Ei pur și simplu au nimerit cu un produs în temă. Și că când înțelegi business-ul, cei care vor să facă business, antreprenoriatul este despre riscuri și decizii care tu le iei și care le vei suporta consecințele. Și atunci se primește că partea asta de localuri, majoritatea au suferit mult, o parte s-a închis, sunt care își deschid și iarăși este vorba de fondator. Dar eu cred că anul ăsta banchetele sunt prălăute. Chiar dacă o să deschidă prin septembrie-octombrie, majoritatea au anulat nunțele, pentru că ei nu știu, nu pot să trăiască în aer, dar vdrug în octombrie ați și sau n-ați și? Ați și nunți de astea spontane, care ai poi mâine și să organizăm într-o săptămână nunta, dar de fapt mulți au suferit și destul de tare. Așa, Ion mă întreabă, cum crezi că e bine să ne promovăm noi cei din domeniul foto-video la diferite evenimente? Cum crezi că e mai bine să ne promovăm noi cei din domeniul foto-video la evenimente? Ion, fotografii sunt dragostea mea și ei sunt cei care deseori au fost la evenimentele noastre, la cursurile noastre. Eu cred că fotografii trebuie să beneficieze maximal de eveniment. Și fotografii, videografii sunt acei care n-au probleme cu contentul. Voi aveți, produsul vostru ăsta este content pentru postări, dacă vreți. Adică se primește că dacă noi trebuie să facem poză ca să facem o postare, voi aveți poză. Ca și banchetele, îi poți iei de la fotografi că a fost nunta la dânsă. Adică voi, contentul vostru trebuie să fie creativ, cu idei, cu abordare. De aceea, dacă ești la eveniment, tu trebuie să fii în primul rând împachetat. Că eu pot să aduc cu fermitate un exemplu care mie îmi place, eu nu odată vorbesc despre el și eu sunt impresionat și mândru de acest moment. Prietenul meu, Alex Ordache, el este fotograf, eu am făcut cunoștință cu Alex când eram la Angry Business în cursul U3, mi se pare că eram, asta era de mult, ani mulți în urmă, 4 sau când la începuturi. Și Alex făcea poze la aceste evenimente Angry Business. Și ce era specific la Alex era că el întotdeauna era în cămașă neagră pe care scria Alex Ordache, el avea aceste hățuri și tot era împachetat. Deci, când vezi unii fotografi la nunți, în șleobanți, în magazine, ei, prin parc, merg și ei fac fotografii, dar păi cald și vrei. E că asta e aiurea, că nu atrag atenția la împachetare. De ce e mai eficient? Pentru că așa înțeleg că e întrebarea. Cum crezi că e mai bine să ne promovăm noi din ce domeniu la diferite evenimente? Să vă împachetați. Voi trebuie să arătați sex. E că
trebuie să pută sex de urma voastră, știi cum este vorba? Și respectiv, capacitatea de a vorbi la marea majoritate a fotografilor nu este. Adică când noi vorbim despre partea... Voi mă vedeți pe mine? Sau nu mă vedeți? Voi să mă vedeți amuși pe mine. La mine s-a descărcat bateria la cameră. Apropo, fotografie. Canon EOS-R nu este baterie la dânsul de asta care să poată să pui în priză și să n-ai probleme. Pentru că